prezent lucrez în cadrul unei companii multinaționale, în departamentul de resurse umane. Echipa din care fac parte gestionează zona de inducție de personal și gestionarea relațiilor dintre angajați, companie și procesele de resurse umane. Anii de facultate mi-au dezvoltat capacitatea de analiză și sinteză, de a înțelege raporturile de muncă în relație cu mediul socioeconomic și de a privi lucrurile din mai multe perspective. Acestea m-au ajutat să înțeleg mai bine mecanismele ce influențează direcția companiei pentru care lucrez. Foarte importante au fost și proiectele din cadrul facultății, m-au ajutat să-mi dezvolt abilitățile organizatorice, de gestionare a timpului, cât și de colaborare între membrii echipei. Îmi vine un singur cuvânt în minte când mă gândesc la motivul pentru care aș alege din nou, diversitate. Și spun asta pentru că în cei 3 ani de licență am avut mai multe materii ce au tratat același subiect, cel al resurselor umane, însă în arii diferite de studiu, fie că a fost din zona sociologiei, psihologiei sau a dreptului. Această zonă de diversitate te ajută să-ți conturezi o viziune de ansamblu și să decizi direcția pe care vrei să o urmezi ulterior. Pentru mine a contat mult colectivul, modalitatea în care se desfășoară cursurile și seminariile, deschiderea profesorilor față de studenți și implicarea lor. Toate acestea m-au convins să spun că da, aș alege din nou facultatea de sociologie.